Dani a rămas singură, fără mamă, la o vârstă foarte fragedă. Ea aproape că nu o ținea minte. Uneori avea doar câteva clipe scurte în care își amintea de ea, ca niște fulgerături rapide. Era mai mult ceva imaginar decât amintiri. Uneori avea vise, dar nu mai mult. Dani creștea la sat cu bunica ei. Aceasta era bătrână și încerca să o educe pe nepoată după tradițiile vechi, să o țină din strâns. Dar cu cât mai mult bunica o păzea pe Dani, cu atât mai tare aceasta făcea lucrurile după bunul ei plac. Bunica într-un final s-a lăsat bătută să facă ce vrea și Dani făcea ce voia. Prea devreme înțelesese fata că bătrâna nu poate să-i ordone nimic și că nu are ce-i face. Toate amenințările ei că pune mâna pe bici, când aceasta nu o asculta, rămâneau doar amenințări verbale și atâta tot. Când Tani era mică, era de ajuns să se urce în copac sau în pod pentru a scăpa de bunica. Ea era bătrână, nu putea ține pasul cu nepoțica agilă. Și iată așa, fără educația cuvenită și fără instrucțiunile adulților, Dani a început să coboare rapid în jos pe scara moralității. Prea devreme a început să fie interesată de băieți. De la început, doar prietenea cu ei. Mai ieșeau în gașcă, apoi, când a crescut un pic, a început să se comporte cu ei ca adulta. Iar băieții erau și ei fericiți. Probabil că în fiecare sat sau oraș există minim vreo fată cu un rating social scăzut, să spunem așa, ca să nu jignim pe nimeni. Iată așa era Tani în satul nostru. Ba era cu unul, ba cu altul și după cuvintele ei, cu fiecare se căsătorea. Cu cine nu ieșea, cu cine nu consuma, unde nu se trezea, cu ăla se căsătorea. Dar dura totul nu mai mult de 2 săptămâni. Băieții știau perfect că așa e Tatiana. Și voiau doar să-și facă de cap. Nimeni nu voia să fie cu ea în serios, iar ea considera fiecare relație serioasă. În general așa era ea, dar de ce era? Ea și acum este, doar că acum Tani e cu totul diferită. Dar despre asta altă dată. Dar deocamdată rămânem la Tani pe care o cunoaștem. Și pentru toate alea, ea avea o singură scuză. Sunt orfană, am voie. A lăsat școala după clasa a 5-a. A zis că nu poate să meargă acolo. Cum ajunge la școală, începe a durea capul. Pot scrie și citi, iar restul la magazin mai bine decât voi îl calculez. Să nu vă faceți griji, spunea Tani. Publicului nici nu-i păsa de ea. Dar ce public avea ea în sat? Bătrânele de pe scaun o vor certa, o vor bârfi, îi vor zice că nu are milă de bunica ei și ce mai departe. Tani le va răspunde înapoi enervată, le va trimite undeva mai departe, folosind niște cuvinte mai frumușele și apoi iar va continua să se ocupe cu ce se ocupa înainte. Nimic nu se va schimba. Când avea vreo 19-20 de ani, îl cunoscuse pe Vitalie. Era venit din alte locuri. Părinții cumpăraseră o casă în sat și o prefăcuseră într-o cabană. Desigur că a făcut cunoștință cu tinerii din preajmă și a început să iasă cu ei. Apoi a întâlnit-o pe Tani. Hi-hi-ha-ha și hop, a rămas însărcinată. Ea n-a pățit niciodată așa ceva înainte. Credea și că e sterilă. Și după cum se cuvine, l-a anunțat pe Vitalie, iar el s-a ferit de ea ca naiba de tămâie. Ce? Ești proastă sau crezi că eu sunt prost? Mie băieții mi-au povestit totul despre tine. Fiecare dintre ei ți-a fost soț pentru 2 săptămâni. De unde ai luat că e al meu copilul? Nu ai încurcat ceva? Poate fi de la oricine. Nu, scuze, eu așa povară pe umerii mei n-am de gând să iau. Dacă erai tu o fată normală, da. Dar mai bine iau de soție o broască decât pe tine. Iar Tani chiar îl iubea, probabil că prima oară în viața ei. Poate de-aia și rămas însărcinată.
toți ceilalți băieți până la el erau din curiozitate, sau poate mai bine spus din singurătate, iar pe Vitalie l-a iubit din prima. Dar eu nici măcar nu te-am înșelat, a spus Tani în lacrimi. Ce argument puternic! Du-te de unde ai venit, i-a răspuns Vitalie. Tania a mers acasă și a plâns toată noaptea. Își blestema soarta că ea e practic singură în lumea toată, că n-are tată și mamă, dar măcar soră sau frate să aibă. Iată, familia Solovei n-au nici și ei tată sau mamă, dar se iau unul pe altul, trăiesc suflet la suflet, dar avea și ea o soră. Să o asculte, să o înțeleagă. Tani, deși era ea cam ușuratică, dar se ținea mândră. Altă fată în locul ei poate ar fi mers la părinții lui Vitalie, ar fi cerut să se căsătorească cu ea, poate chiar ar fi cerut și test de paternitate. Altă fată ar fi avut mamă și tată, care ar fi ajutat-o cu un sfat măcar, dar Tani era singură. Și ea a decis totul singură, să-l uite pe Vitalie și să scape de copil. Dar în satul nostru nu era deloc ușor să faci asta. Nu aveam aici nici cabinet medical, nemai vorbind de spital. Aveam doar o biserică, una singură pentru toată comuna. Spital nu aveam, dar biserică da. Nu de mult acolo venise un preot tânăr ca să slujească. Nici nu dăduse mărturie încă. Preotul nostru era deja prea bătrân, nu reușea singur nimic, fără ajutor. Iată, au și decis că tânărul se va obișnui cu munca la biserică, va învăța cum stau treburile aici la noi, va da mărturie și apoi va lua locul celui bătrân. Bunica încerca încă din copilărie să o învețe pe Tani să meargă la biserică, să se roage, dar aia se ferea de templu ca diavolul de tămâie. Părea că, cum se spune printre oameni, avea vreun drac în ea, sau ceva de genul. Pe scurt a decis Tani să scape de copil. În oraș nu putea să meargă la spital, n-avea bani, căci nu lucra. Iar pe Vitalie să-l roage nu voia, era mândră. În schimb, în satul vecin era o fabrică mare și avea o clinică. Acolo și pe jos putea ajunge. Iată, Tania a și plecat încolo, dar s-a întors repede, toată dezamăgită. I-au spus că la acea clinică nu fac nimic de genul, că trebuie să meargă în oraș și să facă totul pe bani. Iată, pentru ce trebuie ei acum copil? Iar la clinică s-a întâmplat ceva straniu. De ea s-a apropiat o fată și i-a zis: Salut, Gina! Arăți bine! Bravo! Ce faci? Ai venit să dai analize? Să te petrec acasă? Eu nu sunt Gina, ci Tani. M-ați încurcat cu cineva, a răspuns eroina noastră. Serios? Cum așa? Semănați leit. Da? Da, ca două picături de apă. Tani a mers acasă și tot drumul se gândea la asta. De ce cineva ar fi avut fața ei? Ea nu era nici superstițioasă și nici evlavioasă, dar asta în mod clar era un semn. Doar că care exact, care anume, pe nimeni nu putea întreba, cu nimeni nu putea vorbi despre asta. Într-un final, Tania noastră a fost nevoită să umble însărcinată, voia să ascundă asta, dar prostul de Vitalie umbla prin sat și le zicea tuturor că ea e însărcinată și cică de la cine nu se știe. Și că voia să-i pună pe seama lui sarcina. Timpul trecea. Cât n-avea burtă, la toate întrebările despre sarcină răspundea negativ. Dar nici cu nimeni nu se întâlnea. Dar când burta a devenit vizibilă, natura a ajutat-o și a venit și iarna. Sub haina mare nu se înțelegea ce burtă avea. În vizită nimeni nu venea la ea și bunica. Într-o zi, din satul de alături, a fost adusă o fată pentru a citi slujba înainte de înmormântare. Părinții erau foarte triști. Au spus că fata lor era foarte bolnavă. Voiau să înmormânteze la cimitirul de aici, de lângă biserică, ca totul să fie după reguli, ca totul să fie creștinește.
Și iată că se pregătesc pentru slujbă. Ajutorul preotului trebuia să lege mâinile și picioarele ca să nu se desfacă accidental, să nu sperie pe nimeni. El își făcea treaba, dar de aici se uita la fată. Era atât de frumoasă, tocmai îl durea inima. De ce Dumnezeu ia pe cei mai tineri, mai frumoși? Dacă ar fi întâlnit-o mai devreme, poate chiar s-ar fi căsătorit cu ea. I-a plăcut atât de tare. Cât îi lega picioarele fără să vrea să uitat sub fusta ei. Și aproape că a încărunțit. În sicriul răposatei, sub fustă, era un nou născut, viu, o fetiță. A mers la părinți. Ce faceți? Sunteți cu totul nebuni? Iar ei nici nu știau cum și de unde. Fata noastră avea cancer, de unde putea să se ia copilul acolo? Prin biserică se mai întâmpla ca lumea să fure ba una, ba alta, așa că noul preot a pus camere de supraveghere. A fugit rapid la cameră să vadă care-i treaba. Și vede cum noaptea o fată s-a furișat în biserică și a pus ceva sub rochie. Când au mărit imaginea, aproape că au leșinat. Fata avea aceeași față ca defuncta. Ea însă și nu s-a uitat în sicriu, a pus copilul și a făcut cruce și a fugit de acolo. Dacă s-ar fi uitat, sigur ar fi leșinat să se vadă pe sine însăși în sicriu. Au început să cerceteze prin polițistul de sector. Tania a fost găsită rapid, toată în lacrimi. Ce voi face cu copilul? Bunica ei a căzut în genunchi. Să mă scuzați pe mine, păcătoasă ce sunt, în toate sunt eu vinovată. Acolo, în sicriu, de fapt zăcea sora lui Tani. Bunica a povestit că fata ei născuse gemene. A decis că n-are cum să se lămurească cu două. Și-a lăsat una și pe cealaltă a dat-o în adopție în satul vecin. Iată de ce semănau atât de tare. Și ce să facă acum? S-o bage pe Tani în închisoare, dar cu fetița ei cum rămâne? Și iată că tânărul preot a spus: închisoarea nu o va ajuta, doar o va schilodi la minte și la suflet, iar pe copil orfan îl va lăsa. O iau eu sub aripa mea, să o învăț de viață. Peste un oarecare timp, el i-a zis: ar fi bine să te căsătorești cu mine, de adevăratelea, în fața lui Dumnezeu. Când am văzut-o pe sora ta în sicriu, m-am îndrăgostit, iar pe tine vie cum să nu te iubesc. În curând trebuie să depun mărturie și dacă nu mă căsătoresc până atunci, nu o voi mai putea face. Tani a fost de acord deodată și ei a plăcut de tânărul preot. Cel bătrân i-a cununat și în același an a și murit. Acum Tani are cu totul altă viață. Este soție de preot la biserica noastră. Are deja 4 copii. Se spune că soțul ei nu face diferență dintre copii, unde s-ai lui și unde e fetița pe care a înfiat-o. Apropo, au numit-o Gina, în onoarea surorii lui Tani. Ea s-a schimbat cu totul. Dragostea și credința schimbă oamenii înspre bine. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum v-a părut această istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!